Este hotărârea Consiliului Chereș. Nu pot să spun de nici că mai rău, nici că mai bine. Ce să vă spun? Va veni pe rândul alt de Consiliului PNL și eu cred că dacă ai fost să ajută cu Consiliului Chereș, așa că vreau ceea ce face mai rău. Dar nu era cum? Nu era potriva proiectului cu HAL. Nu, nu cred că era potriva. Am fost anunțat de colegul meu, Florin Ghere, și știți cum e, demisia nu se discută, eu l-am întrebat dacă nu vrea să se mai gândească, pentru că am considerat că totuși a fost un consilier care și-a făcut treaba, nu a venit în Consiliul Local ca vodă prin Lobodă, însă a trăit mai mult dezamăgire, așteptările, a crezut parte din proiectele noastre, parte din proiectele care le-a promis domnia sa, vor avea trecere în Consiliul Local. Nu s-a întâmplat. Știți că acest loc, Partidul Național Liberal, l-a oferit anul trecut, de fapt, societății civile. Dânsul era reprezentat cu societății civile. Noi avem o relație bună cu societatea civilă și vom avea și vom colabora în continuare. Este decizia domniei sale, nu o comentez. Adică, doar faptul că sunt astăzi aici, cumva să zic, în contrazic. Am spus ce s-ar întâmpla dacă toți cei din opoziția lumii civilizate, a democrațiilor din Europa, ar pleca mai acasă, ajunge din nou la totalitarism. Că ar fi debate astăzi cu majoritățile astea, da? Noi trebuie să luptăm să nu se întâmple, măcar mâine. Și i-am spus că, da, bun, a spus că dânsul nu mai are nicio milă și pasă pe unul mai bine, așa, mai local, mai lucrător, mai mult optimist, dar mie și ceva, scurecea de funcție.